Doamnelor și domnilor, totul a început într-o bună zi când Ion Dorănescu, regele muzicii populare românești, cel puțin aici în zona de sud, nu a fost unul ca Ion Dorănescu, ca popularitate, a plecat către cele sfinte. A plecat însă cu lucrurile nerezolvate pentru că nu a lăsat un testament prin care să spună ce rămâne unui copil, Ionuț Dorănescu, fructul iubirii cu Maria Ciobanu, și Dragoș Dorănescu, fructul iubirii cu Margarita Valencian. Niciuna dintre aceste două doamne nu au fost soții legitime ale domnului Ion Dorănescu, care a avut o altă doamnă cu care nu a avut copii și care a fost foarte discretă. Era chiar căsătorit când a făcut acea celebră nuntă cu Maria Ciobanu, care a fost de fapt un soi de reality show, a fost un spectacol dincolo de toate. Până una alta însă, după ani și ani, după ce Dragoș și Ionuț s-au luptat, s-au contrat, au ajuns la finalul unui deznodământ în care s-a împărțit averea, în care Ionuț a luat casa cea frumoasă a lui Ion Dorănescu, plus moștenirea artistică, plus alte lucruri, iar Dragoș a rămas cu o casă la munte, cu încă o casă și câteva terenuri, nimic din ceea ce însemna moștenirea artistică. Ei bine, doamnelor și domnilor, toate, după atâta vreme, câți ani sunt Dragoș de când s-a dat verdictul definitiv? Bună dimineața, Costarica, bună după amiază. Așa, la tine România. E foarte devreme. Câți ani sunt de la verdictul definitiv? Da. Este în 2017, acum 5 ani. Asta e surpriza. Deci, la 5 ani, după ce toate s-au încheiat, Dragoș nu mai vorbește despre treaba asta, Ionuț apare cu o piesă în care insinuează foarte dur din punctul meu de vedere, având în vedere că, repet, sunt atât de vechi în meseria asta încât am fost acasă la Ion Dorănescu la munte, unde m-a primit împreună cu băieții lui, cu Ionuț și cu Dragoș, care se înțelegeau perfect. Împreună cu ei l-am așteptat pe maestru care a venit pentru o filmare la televiziune în anul 2000. Deci eu i-am văzut împreună, recunoscându-se unul pe celălalt. Să ascultăm împreună însă ce spune în această piesă Ionuț Dorănescu, și Dragoș încearcă să ne explice. Dom'le, după atâta vreme, de ce să mai răscolești chestia asta? Să ascultăm piesa, Dragoș, ca să încercăm să înțelegem ceva. Frate, dragă măi, frăție, cât rău mi-ai făcut tu mie. Frățioare, măi, frăție, cât rău mi-ai făcut tu mie. Tata, dacă ar învia și nu te-ar putea ierta, mă, tăicuțu, și nu te-ar putea ierta, mă. De mirei, frate, de mamă, poate te-aș fi luat în seamă. De mirei, frate, de mamă, poate te-aș fi luat în seamă. Dar frații, numai de tată, nu se știe niciodată. Nimeni nu va ști vreodată dacă avem același tată. Când prin rele și bune, tata ne-a lăsat un nume. Trecând prin rele și bune, tata ne-a lăsat un nume. Revenim la această piesă. Trecând prin rele și bune, tata ne-a lăsat un nume. Dragoș, explică-mi și mie. Da. Ce părere ai de treaba asta, în primul rând? Bă, sincer, mie mi se pare extrem de prost gust. Cred că au trecut deja foarte mulți ani. Și este
viața este așa de frumoasă, el are, de ceea ce văd, ar putea să facă, să facă cântece despre familia lui, despre copiii lui, despre viață în general, despre România. Este, nu o să stea, pentru că am mai făcut și alte cântece tot despre mine și parcă că nu superează. Dacă nu reușește să supereze treaba cu mine, trebuie să se ducă la un psiholog, să se trateze și să depășească lucrurile. Pentru că mie deja mi se pare de extrem de prost gust, dar totuși înțeleg Cristi că el este, are nevoie să facă acest fel de show-urile, să poată să facă rost de muncă, așa, în general. Deci tu crezi că Dragoș în acest moment, că Ionuț face această piesă pentru a stârni acest scandal care tocmai s-a stârnit, pentru a atrage atenția? Da, este o metodă. Dacă tu îl vezi de-a lungul acestor 13 ani, de când tatăl a trecut, el întotdeauna, la fiecare ceva timp, iarăși începe, face scandalul. Nu știu dacă te amintești, anul trecut a fost invers, că vrea să se împace cu mine, m-a trimis niște cuvinte frumoase. Totuși, eu nu am sentimentul și senzația că în momentul acesta, în viața mea, la aproape 47 de ani, nu vreau să mă întâlnesc cu dumnealui, eu îi doresc multă sănătate, are o familie extraordinar de frumoasă, să meargă cu viața mai înainte, deja judecătorii au tras o linie, ceea ce rămâne lui, ceea ce îmi rămâne mie și cu asta basta. Dragoș, urmează lucru cel mai dur din toată povestea asta. Demierai, frate de mamă, poate te-aș fi luat în seamă, dar frații numai de tată nu se știe niciodată. Nimeni nu va ști vreodată dacă avem același tată. Deci ce vrea să spună el este negru pe alb că mama ta, doamna Valenciano, poate nu a făcut băiatul Dragoș cu Ion Dolănescu. Bine, dacă tot să o luăm așa prin cântece, tatăl m-a făcut un cântec mie, și în care versuri vine și spune că eu e semeni leit, am și aceeași ochi și aceeași suflet. Nu spun eu, spune tata în cântec. Și atunci, dacă mie tata m-a recunoscut, eu m-am născut Dolănescu de când mă știu, fratele meu s-a născut Purnea. Avea după 14 ani de când s-a născut, a trecut pe numele lui tata. Dar asta e situația. Frații la nevoie se cunosc și atunci dacă el are nevoie să facă încă o dată un scandal, să poată să plătească curentul și gazele la iarna asta, păi să se folosească, asta e. Dragoș, repet, rezultă de aici și vreau să știu care este opinia mamei tale de a asculta piesa, că mama ta poate l-a păcălit pe domnul Ion Dolănescu, că e copilul lui, dar de fapt nu era. Nu, adică lucrurile sunt foarte clare. Adică nimeni nu o să știe vreodată dacă avem același tată, adică nu ne jucăm, parcă niciodată n-a fost atât de dur. Da, ce pot eu să spun? Îi doresc multă sănătate, Dumnezeu să-l binecuvânteze. N-am ce să spun. Numai tatăl și mamele noastre o să știe cine este fiul biologic. Că până la urmă fiul de suflet, cred că amândoi suntem, pentru că pe amândoi ne-au iubit enorm de mult. Tata a fost un tată extraordinar. Într-adevăr, acum că sunt tată și eu și am copii mari și așa mai departe, îmi dau seama cât de mare și ce de bun a fost tatăl meu și cu ceea ce mă mândresc. Da. Dragoș, hai să ascultăm și a doua parte a piesei, să vedem alte versuri extrem de dure ale lui Ionuț pentru Dragoș. Apropo, noi îl sunăm pe Ionuț într-una, până în acest moment nu răspunde la telefon, că vrem să aflăm și părerea lui. Să continuăm a doua parte a piesei. Fără dor și fără milă, tu l-ai târât în mocilă. Mult am mai oftat și-am plâns, că ai făcut neamul de râs, mă. Da, cum ai făcut un neamul de râs? Cristi, încă nu știu.
Eu, de când sunt mic, am muncit, am dus o viață demnă. Este, Dumnezeu nu m-a dat harul să cânt, cum mi-au făcut și pentru tată, și pentru unchii mei, și chiar și pentru Ionuț. Este, dar am dus o viață demnă. Este, am terminat acum cu partea politică în Costa Rica. Uite, chiar bine plec la Bruxelles să mă întâlnesc cu mai mulți eurodiputați. O să fiu până pe 8 decembrie la Bruxelles, după aia zbor în Colombia. Este că iar trebuie să mă duc să fac niște conferințe de presă și abia pe 14 decembrie mă întorc în Costa Rica. Adică, nu știu ce ar însemna să trăiești un nume de râs. M-am făcut facultate, am făcut un doctorat, niciodată am avut probleme cu poliție. Cum am spus, am dus o viață demnă. Și aș mai spune ceva aici. Spune ceva aici. E o constatare, nu este ceva adică nu e o chestiune subiectivă în favoarea ta. Nu știu câți oameni de cetățenie română sau născuți în România au devenit parlamentari. Nu, probabil că sunt, dar nu știu eu în momentul ăsta. Au devenit parlamentari într-o altă țară. Deci tu ai devenit deputat, pe tine costaricanii te-au votat ca să-i reprezinți. Tu fiind Dolănescu, ceea ce pentru ei nu înseamnă nimic. Efectiv. Dragoș Dolănescu, într-o țară Dragoș Dolănescu. Care toată lumea se numește Carlos Juan sau Pedro. Așa este. Vreau să mergem mai departe, că mai zice așa: tăicuțul cu suflet bun mi te-a adunat din drum. Adică cum te-a adunat din drum? Adică e ca și cum ar fi venit mama ta, era pe marginea unui drum și lui taicătu i s-a făcut milă și te-a luat de băiatul lui, de parcă suntem în filme cu mafioți sau cum? Cred că treaba asta trebuie să-l întrebați pe el de unde m-a preluat de pe drum. Dar asta atât îi duce capul să compună. N-am ce eu ce să fac. Da, Dragoș, lucrurile pentru mine sunt destul de clare, în sensul în care, deși pare, pe Ionuț în continuare îl roade de tine. Dar de ce după atâta vreme? E ceva ceea ce i-ai luat și el pe el doare foarte tare? Bine, eu cred că mai degrabă ar trebui să fie invers. Cine a luat ce? Dar asta deja nu e un subiect închis, nu vreau să deschid din nou, nu merită. Și dacă nu superează aceste probleme, îi rog lui Ionuț, dacă nu are bani, cu mare plăcere îi trimit, să se ducă la psiholog, să se ducă la psihiatru, să aranjeze problema asta în sufletul lui, că nu poate să stea viața întreagă să facă scandal și să facă cântece. Nu merită. Îmi pare rău că Ionuț Dolănescu nu răspunde bine. Întotdeauna, de când urmărim acest subiect, au fost sunat Ionuț Dolănescu. Niciodată nu a răspuns. Ba chiar odată ne-am și întâlnit, ne-am salutat, l-am prezentat la un spectacol pe el și pe doamna Ciobanu. Foarte decent. L-am pus în valoare așa cum trebuie, pentru că este un artist foarte, foarte talentat. Un duet cu mama lui absolut superb. Dincolo de toate, însă, aici ar fi trebuit să aibă un punct de vedere. Vorbește însă prin piesă, nu că ar fi dezechilibrată treaba. Dragoș, nu credeam vreodată că o să mai revin la subiectul ăsta. Nici eu, da? Asta e. Un mesaj extrem de dur și din partea lui Dragoș. Într-adevăr, dincolo de ironie, într-adevăr, Ionuț ar trebui cumva să scape de lucrul ăsta. Pentru copiii grozavi pe care i-are, pentru cariera foarte respectabilă pe care o are în România, pentru mama lui și pentru toți oamenii care în momentul ăsta, după 5 ani de zile, nu mai stă nimeni acum să stea să gândească: bă, știți că odată s-a bătut Ionuț și s-au bătut băieții lui Dolănescu și ce a mai fost. Lumea uită a doua zi un subiect, a patra, a cincea zi, după 5 ani, în fine. Dragoș, mulțumesc foarte mult pentru reacție. Eu îți mulțumesc. Mult succes în continuare, bună dimineața, mai bea o cafea din partea noastră. Mult succes în continuare. Așteptăm să vorbim cu Ionuț, îi așteptăm mesajul. Noi îl sunăm în continuare, astăzi, după pauză, stați să vedeți ce urmează.